A avut loc în Republica Moldova campionatul național la triatlon forță, iar în această dimineață alături de noi este campioana absolută la greutatea 70 de kg la această categorie. Lângă noi, Nicoleta Bodruc, bună dimineața, bine ai revenit! Bună dimineața! Sunt foarte bucuroasă să mă aflu la voi în platou, de fiecare dată vin cu o deosebită plăcere. Noi ne bucurăm mult că ești aici, felicitări pentru ceea ce ai reușit la acest campionat național. Ai și medalia aici, ca să o vadă și cei de acasă, să te rog tu să o ții. Este un model nou pentru noi aici în țară, cum am înțeles de la ceilalți concurenți, ceva neobișnuit, și o să atârne acolo lângă celelalte medalii. Vreau să le spun celor de acasă, pentru a înțelege ceea ce ai făcut tu, triatlon, forță, sunt mai multe greutăți pe care trebuie ori să le împingi, ori la un moment dat împins culcat, genoflexiuni, dezdoire. Astea au fost cele trei probe, corect? Da. 87,5 kg la genuflexiuni. Aveai kilogramele pe umeri, din ce îmi dau seama. Pe umeri. Se primește că aceasta a fost prima probă, prima etapă, și am făcut minimul de categorie, care trebuie obligator să o faci. Și 87,5 de kilograme am ridicat pe spate, încet am dat în spate, doi o pași. O genuflexiune trebuie să faci? Da, să o execuți la comanda pe care sau îți dă arbitru startul, trebuie să fii foarte atentă. Și uite că am încercat pentru prima dată, aveam emoții, aveam așa un nod aici, un rece în abdomen, pentru că pentru prima dată încercasem și mi s-a reușit. Și deja următoarele, care ai de trei încercări... Așa și la celelalte. Vreau să o luăm de aici. Da, tot aici. Le-am anulat pentru că era prima încercare, am executat minimum și am spus că las forțele pentru celelalte probe. Da, tu îmi spuneai acum, înainte de a intra în direct, este prima ta participare la acest campionat. Aveai emoții foarte mari. Este și mai senzațională această medalie obținută datorită faptului că era o altă fetă ce se antrenează de mult timp pentru a participa la astfel de concursuri. Și marele emoții le aveai la genuflexiune. Nu prea le-ai repetat? Le-am repetat în sală, le făceam pentru pregătirea generală, dar n-am pus niciodată maximal să văd. Hai să presupunem 50 de kilograme dacă am pus și făceam genoflexiuni și asta e tot. Poate l-am împins la pep, da? Executam și pentru pregătirea mea pentru arm wrestling și deja acolo puțin mai bine a fost. Da, crezi că ai fi putut la această probă obține și mai mult? Păi da, dacă ai simțit atunci? Poate cu încă un kilogram, două, da, dar n-am riscat. Nu am riscat pentru ca să nu am o careva traumare sau să fac mie rău. Am păstrat forțele. Împins culcat, 55 de kilograme. Asta este rezultatul tău, rezultatul campioanei, de altfel. Care era minimum? Aici ai participat la 42,5 era minimum. Și tu ai trecut direct la 55 sau ai început? Nu, am început cu 47,5, apoi cu 52,5 și apoi cu 55. Aici deja erai sigură. Eram sigură. Se spune că prima încercare trebuie să faci, care tu sigur știi că ai să o ridici, să o execuți la 100%. A doua, care tu o faci în sală, și a treia o faci încercare maximum. Mai este adaugi. Recordul tău? Este recordul meu, da. Sunt sigur că vei încerca să-l bați în sală, dar sigur. La momentul actual este recordul tău. Felicitări pe această cale. Și ultima probă este cea de dezdoiri, 117,5 kg. Ce este această probă? Explică-ne. Așa, această probă este să iai griful cu greutăți, să te dezdoi frumos cu spatele împreună cu picioarele, iarăși la startul pe care ți-l oferă arbitru, să fii ochi și urechi. Dar aici am simțit că puteam și mai mult. Erau și băieți care deja campioni mondiali, care au înregistrat recorduri, spunea: măi, Nicoleta, o să poată să ridice și 120, 20 și ceva. Dar nu s-a riscat, pentru că după fiecare încercare tu spui la comitetul de arbitri că următoarea încercare adaugă atâtea kilograme. Și am mers la 117. Dar aici la fel, ai făcut toate trei încercări? Toate trei încercări, executat în tocmai, fără nici o roșu acolo, că ți arată verde, roșu, și dacă nu execuți absolut deloc și acumulezi zero din toate trei încercări, atunci nu treci la următoarea probă. Aici ai făcut 117,5 în acel moment. Ți-ai dat seama că ești campioană? Da. Da, pentru că aveam rezultatele și fetelor pe ecran și m-am uitat că era o domnișoare care se ocupă de 3-4 ani, anume cu sportul dat, cu powerlifting, triatlon forță, se mai spune la noi, și am văzut că ridica ele, fac puțin mai bine, zic, uite că, mă, este cumva pe perspectivă să mai încerc și la alte campionate. Da, ar fi, pentru că la momentul actual ești campioana Republicii Moldova, dar asta ar însemna că și la nivel internațional. Asta urmează dacă te califici anul acesta la următorul an.
ar fi ok, ca eu să am și o pregătire mai bună. Cum le combini? Și studii, ajungem și la studii curând. Cum reușești să le combini? Când găsești acel spațiu și timp și pe ce pui accent? Să-ți spun sincer de ce am încercat powerlifting-ul. Eu am avut tentative cu 2 ani în urmă să particip la așa gen de sport, doar că au fost careva factori care m-au influențat și nu am mai ajuns. Și se presupunea ca să fie și o categorie de domnișoare între campionatul universitar național de powerlifting, dar cu părere de rău, doar băieții au fost. Și am pus așa un gând, eu cândva să particip. Și uite că un băiat de la noi din sală, de la Universitatea de Medicină, Țurcanu Corneliu, ce-i aduc mulțumiri foarte mari, pentru că a stat cu mine 3 săptămâni în sală și am încercat să ridicăm, să facem corect executarea, genunchii, respirația, absolut tot, centura, cum să o pun. Mi-a spus de la A până la Z ce trebuie să fac. Și el a spus, tu ai șanse. Nu, hai să încerci, pentru că te faci exercițiile date pentru pregătirea ta generală. Pentru că am exerciții la arm wrestling pentru lupta laterală, eu fac împinsul de la pept, știi? Și atunci trebuie doar să îmbunătățești. Da, doar să îmbunătățești tehnica. Crezi că e o mare diferență între tine și ceea ce ai reușit la campionat comparativ cu ce era cu 3 săptămâni înainte de campionat? Un pic da, pentru că nu executam în tocmai totul corect și eram mai labilă în exercițiu, ceva de genul. Îmi pare incredibil, de-aia te întreb, pentru că tu ai făcut 3 săptămâni de pregătire, vii și iai medalia de campioană națională. 3 săptămâni de ajustări. Asta ar fi cel mai corect. Da, asta ar fi corect, pentru că tu te antrenezi oricum în fiecare zi, oricum făceai unele dintre aceste exerciții, doar că le făceai pentru o altă pregătire. Pregătirea, cum ai zis, generală pentru fiecare zi și pregătirea de campionatele de arm wrestling. Corect. Pentru că cei de acasă, în cazul în care nu cunosc și aici trebuie să deschidem parantezele, tu ești și membra Federației de Arm Wrestling și arbitră în cadrul Federației de Arm Wrestling și participantă și competitoare și campioană și la nivel internațional, exact același lucru. De-aia și te întreb, de acum încolo, pentru că am dat seama că a început și pasiunea asta pentru triatlon și după ce câștigi o medalie îți dorești mai mult. Cum le vei combina? Aici încă mă gândesc la momentul dat. Nu este un secret, poate că și telespectatorii care ne urmăresc de acasă mă urmăresc și pe site-urile de socializare și am început pregătirea deja pentru campionatul național și european de arm wrestling. Vezi? Și acolo iarăși, acolo primul loc, ăsta este obiectivul. Da, este obiectivul așa. Și acum faci acolo pregătirea, după e pauză, nu? Între competiții. O să fie o mică pauză și apoi vine campionatul mondial, care să aibă loc la noi în Republica Moldova, iarăși. Și apoi, în iarnă, o să fie campionatul de powerlifting. Cumva deja este schițat în agenda, știi, în calendar cu... Bine, pentru că astăzi vorbim de powerlifting, ăsta este subiectul, pentru competiții internaționale, că sunt sigur că deja ai început să cercetezi, ai cercetat și anterior, poate, cât de mult trebuie să crești aceste cifre ale greutăților pentru a avea o șansă acolo, la primele locuri? Sau dacă nu trebuie să crești? Da, am unde să lucrez, să adaug și greutăți. Să vorbim de lacuna care este din toate aceste 3 probe, așezările, unde trebuie să adaug la 20-20 și ceva de kilograme în plus, minimum, care eu trebuie să le adaug. Cât de real este într-un an de zile să adaugi 20 de kilograme în plus? Dacă să lucrez intens, este real. Este real? Da, dar trebuie să acord câte 2 antrenamente minim. Dar întrebam, pentru cei de acasă, apropo, probabil toată lumea sau cei familiarizați cu sportul realizează cum se face tot acest cumul. La final, din toate cele 3 probe, se face cumulul de kilograme și se ajunge la un rezultat final, iar cel care reușește sau cea care reușește să aibă maxim sau cele mai multe, reușește să obțină și prima poziție, fiind o formulă simplă de matematică. Asta ar însemna că ar trebui să adaugi 20 kg, pare mult. Doar așa. Pentru că tu te antrenezi oricum în fiecare zi, oricum făceai unele dintre aceste exerciții, doar că le făceai pentru o altă pregătire. Pregătirea, cum ai zis, generală pentru fiecare zi și pregătirea de campionatele de arm wrestling. Corect. Pentru că cei de acasă, în cazul în care nu cunosc și aici trebuie să deschidem parantezele, tu ești și membra Federației de Arm Wrestling și arbitră în cadrul Federației de Arm Wrestling și participantă și competitoare și campioană și la nivel internațional exact același lucru. De-aia și te întreb, de acum încolo, pentru că am dat seama că a început și pasiunea asta pentru triatlon și după ce câștigi o medalie îți dorești mai mult, cum le vei combina? Aici încă mă gândesc la momentul dat. Nu este un secret, poate că și telespectatorii care ne urmăresc de acasă mă urmăresc și pe site-urile de socializare și am început pregătirea deja pentru campionatul național și european de arm wrestling. Vezi? Și acolo iarăși, acolo primul loc, ăsta este obiectivul. Da, este obiectivul așa. Și acum faci acolo pregătirea, după e pauză, nu? Între competiții.
O să fie o mică pauză și apoi vine campionatul mondial, care o să aibă loc la noi în Republica Moldova, iarăși. Și apoi, în iarnă, o să fie campionatul de powerlifting. Cumva deja este schițat în agenda, știi, în calendar cu... Bine, pentru că astăzi vorbim de powerlifting, ăsta este subiectul, pentru competiții internaționale, că sunt sigur că deja ai început să cercetezi, ai cercetat și anterior, poate. Cât de mult trebuie să crești aceste cifre ale greutăților pentru a avea o șansă acolo, la primele locuri? Sau dacă nu trebuie să crești? Da, am unde să lucrez, să adaug și greutăți. Să vorbim de lacuna care este din toate aceste trei probe, așezările, unde trebuie să adaug la 20-20 ceva de kilograme în plus, minimum, care eu trebuie să le adaug. Cât de real este într-un an de zile să adaugi 20 de kilograme în plus? Dacă să lucrez intens, este real. Este real? Da, dar trebuie să acord câte două antrenamente minim. Dar întrebam, pentru cei de acasă, apropo, probabil toată lumea sau cei familiarizați cu sportul realizează cum se face tot acest cumul. La final, din toate cele trei probe, se face cumulul de kilograme și se ajunge la un rezultat final, iar cel care reușește sau cea care reușește să aibă maxim sau cele mai multe, reușește să obțină și prima poziție, fiind o formulă simplă de matematică. Asta ar însemna că ar trebui să adaugi 20 kg, pare mult. Doar așezare. Pe urmă l-am împins încă vreo 10, minim trebuie să adaug. La dezdoiri, da, spate, la fel trebuie să fie vreo 20 de kilograme în plus. Mai am unde lucra. Întotdeauna este loc pentru a fi mai bun. Și asta tot la categoria de 70 de kilograme? 63. 63 de kilograme. Da. Pentru că aici trebuie să înțelegem, kilogramele de pe cântar trebuie să fie în scădere, masa musculară și forța trebuie să fie în creștere. Și iarăși e o ecuație destul de complicată. Da, și aici este acum program de antrenamente, să le combin arm wrestling-ul, pregătirea generală, powerlifting-ul, regimul alimentar, cardio. E o bombă atomică pentru mine. Mi-e pare o nebunie, pur și simplu. Pentru că, sigur, e posibil, orice e posibil. În cazul în care îți dorești cu adevărat un anumit lucru să îl faci. Sau dacă îți place la nebunie. Sau dacă îți place la nebunie. Și îmi dau seama că, ca să facem și joc de cuvinte, cele două probe sau cele două sporturi diferite merg mână în mână. Pentru că ai nevoie de forță. Merg mână în mână. De fapt. Deschid acest subiect pentru că, drept exemplu, unele sporturi, nu știu, fotbalul, un exemplu, nu prea poți să faci sală, dar nu faci greutăți mari pentru că nu mai ai acea mobilitate în cazul în care adaugi foarte multă masă musculară. Rar se întâmplă un jucător cu masă musculară mare să aibă și mobilitate și flexibilitate. De partea cealaltă, arm wrestling-ul și triatlonul, forță, ele merg mână-mână, oricum ai nevoie de forță. Păi sunt și exemple la noi în țară care sunt campioni europeni, mondiali la powerlifting, campioni la arm wrestling, au care e următoarea probă de sport sau sport la care vrei să participi? Nu știu dacă te-ai gândit la asta, dacă este ceva unde ai vrea să ajungi sau un anumit campionat unde ai vrea să ajungi. Cu excepția wrestling-ului, desigur, și... și da, să spun sincer, am făcut vreo 11 luni de jiu-jitsu brazilian și acasă stau pe umeraj, costumele. Kimanourile, cum s-ar spune, și le-am pus așa în vizorul meu în fiecare zi să le văd și spun într-o zi Nicoleta o să se apuce și o să se ducă. Nu-mi zi MMA. Nu, acolo nu. Nu, MMA. Nu. Jiu-jitsu. În jiu-jitsu. Da. Nu, da. Ăsta e pasul următor, teoretic. Jiu-jitsu, forță și deja luptele de... Vai, dacă o să încep toate astea, unde o să las loc pentru familie? Trebuie și asta. Și acum apare ultimul detaliu, pentru că nici nu mai avem timp. Ești extraordinară pentru că reușești atâtea să faci. Dar vreau să știu, în toată povestea asta, unde e spațiul pentru familie și spațiul pentru studii? Pentru că tu ești în primul an de rezidențiat. În ceea ce da, cunosc. Sunt primul an de rezidențiat. În prima jumătate a zilei, până la orele 3, suntem la Centrul de Sănătate Publică sau la modulele conexe. Facem instruire concomitent în perioada de 3 ani de zile. Și apoi seara de la 5 până la 9 în sală. Și familia după 9. Da. Ca să fie spațiul ăla de la 9 până la 11. Da, o să reușim și asta. Mult succes în continuare ceea ce faci. Mult succes și la campionatul național de arm wrestling. Te așteptăm atunci să revii, să vorbim și despre arm wrestling, pentru că astăzi am pus mai mult accent pe triatlon forță. Când va fi momentul jiu-jitsului, vom discuta și despre el. Nu știu de ce cred că va fi și un moment în care va apărea o dâră de gând spre MMA sau ceva de genul, dar astea sunt detalii de viitor. Mult succes în continuare. Mulțumesc foarte mult. Și sper să fie o doză de motivație pentru cei de acasă, pentru tânăra generație.